Neața lumei, am aici o dezbatere, un clip mai deosebit față de ce facem de obicei. Cine credeți că este mai rău, Danzo sau Orochimaru? Și o să vă zic câteva chestii făcute de fiecare așa mai dubioase, ca la final să votați, să vedem cine îi. Danzo Shimura și Orochimaru sunt doi răfăcători siniștri din Naruto, dar care e cel mai rău? Deși Naruto și aliații săi din satul Frunzei s-au confruntat cu multe amenințări prin cele 700 și ceva de episoade ale seriei, de la națiuni rivale și la zei străini, totuși cele mai sinistre minți ale animeului au luat naștere chiar în Konoha. Danzo Shimura și Orochimaru, ambii bărbați, au o listă lungă de crime demne de dispreț, de la asasinat la genocid. Cu toate acestea, trecutul lor pătat de sânge ridică o întrebare morbidă. Care dintre ei este mai rău? Este timpul să analizăm cele mai șosnice lucruri pe care le-au făcut pentru a determina cel mai rău răufăcător care a umblat vreodată pe străzile din Konoha. Mamă, am dat aici în DC Comics. Danzo, când a asasinat broasca mesageră, dacă mai țineți minte. Când vestea atacului lui Pain asupra lui Konoha a început să se răspândească, broasca mesageră a înțelepților broască s-a grăbit să plece și să-i spună lui Naruto despre calamitatea iminentă. Cu toate acestea, Danzo l-a omorât înainte de a putea pleca, negând Frunzei salvatorul. Dacă ar fi ajuns să lupte cu Nagato într-o chestiune oportună, ar fi împiedicat Konoha să fie distrusă până la temelie, că na, Naruto ar fi ajuns mai devreme. Ar putea fi argumentat că asta a fost o decizie tactică, deoarece intenția lui Pain era să-l atragă pe Naruto pentru luptă, dar având în vedere contextul celorlalte acțiuni ale lui Danzo, el a vrut în mod clar să slăbească satul pentru a prelua funcția de Kage. Danzo i-a picat bine că s-a distrus satul, că după aia a devenit el Hokage pentru 10 minute. Pe partea altă avem cu Orochimaru cu experimentele pe Sound Four. Cei 4 sunet, că așa e, Sound Four sunt 4 sunet, n-ai cum să traduci altfel. Cei 4 sunet nu erau doar remarcabili pentru jutsul lor unic, au fost considerați cei mai puternici printr-o serie de încercări în care candidați mai slabi au fost măcelăriți într-o baie de sânge. Desigur, participanții la aceste probe au fost cu toții victime ale răpirii. N-a participat de bunăvoie nimeni, unii din ei fiind copii din punct de vedere legal, inclusiv cei 4. După ce și-au dovedit valoarea, Orochimaru i-a întărit până la apogeu, șlefuindu-i ca niște arme pentru a se întoarce împotriva lui Konoha și, bineînțeles, pioni dispensabili de aruncat la discreția lui. Apoi Danzo când l-a ales pe Torune să vină la el. Deși Torune s-ar alătura lui Root din propria voință, a făcut-o mai mult din sacrificiu decât din binevoință. Când Danzo Shimura l-a abordat pe Shibia Burame, el a remarcat potențialul incredibil al fiului său Shino și a cerut să se alăture fundației ca agent. Înțelegând consecințele și nedorind să-și vadă cel mai bun prieten recrutat, Torune s-a oferit voluntar. Nu s-ar fi uitat înapoi de la abandonarea clanului său, de la onorarea datoriei sale față de Root și de la abandonarea vieții sale promițătoare alături de poporul său. Mai târziu însă avea să moară pentru Danzo, reanimat în armata lui Kabuto pentru a lupta cu aceiași oameni pe care a jurat să-i protejeze. Ce să zic, l-a memat Danzo în ultimul hal. Orochimaru că își tot omora oamenii. Când Orochimaru s-a pregătit să-l înfrunte pe al treilea Hokage, el a depins foarte mult de Edo Tensei, o tehnică care ridică morții și îi leagă de voința invocatorului. În timp ce slujitorii morți pot fi indestructibili, asta are un preț. Trebuie schimbată o viață pentru ca jutsul să funcționeze. Nu îi scoți așa din aer, din nimic, cum scoți apă, foc și alea. Deoarece nu existau victime imediat disponibile pe care șarpele să le folosească, el doar și-a sacrificat proprii soldați, Zaku și Kin. Dacă Dosu nu și-ar fi găsit sfârșitul de mâna Lugara, probabil că ar fi găsit o soartă la fel de înfiorătoare. Danzo amenințând un orfelinat. Având nevoie de mai mulți agenți, Danzo și asasinii săi au vizitat orfelinatul lui Nono Yakushi și au insistat ca să ia voluntari de la ei. Deși ea a refuzat inițial să lucreze pentru el, amenințarea pe care Shimura și slujitorii săi o reprezentau copiilor a fost suficientă pentru a-l convinge pe Nono să-i slujească. La fel ca Torune, ea moare într-o misiune pentru Danzo spre groaza abjectă a lui Kabuto. Ea a fost cel mai apropiat lucru pe care el l-a avut ca o mamă, absența ei l-a făcut să se maturizeze în bărbatul sadic pe care îl vedem în animu. Dacă n-ar fi fost cruzimea și lăcomia lui Danzo, probabil că întregul război ar fi putut fi evitat. Gen Kabuto să nu se mai fi dus în partea aia. Orochimaru cum l-a manipulat pe Sasuke. Munca lui Kabuto ca spion la examenele Chunin n-a fost doar pentru a ține un ochi pe sat, era și pentru a aduna perspective pentru lordul Orochimaru. Odată ce a descoperit că Sasuke Uchiha se numără printre concurenți, a devenit imediat interesat, încântat de perspectiva de a câștiga Sharinganul. Aflând despre căutarea răzbunării lui Sasuke, Orochimaru și-a plantat strategic semințele îndoielii în mintea lui că el nu și-ar duce niciodată la bun sfârșit misiunea dacă nu l-ar ajuta Orochimaru. În cele din urmă, tânărul Uchiha s-a alăturat de bunăvoie șarpelui, deși nu s-a terminat așa cum sperase Orochimaru. Până acum mi se pare că Danzo a cam făcut lucruri mai rele. Vă zic una imediat, genocidul Uchiha. Deși Itachi era cel care avea să îi îndeplinească voința, dispariția clanului Uchiha a fost opera lui Danzo. El a atacat pe Shisui, i-a furat ochiul împotriva dorințelor lui Sarutobi, singurul bărbat dispus și capabil să-și folosească Sharinganul asupra propriului popor și să potolească temperamentul clanului. Doar că lui Danzo i-a fost frică că poate îl folosea și pe el. Danzo nici nu a ordonat atacul în folosul frunzei. El a adunat ochii cadavrelor Uchiha, punându-i în braț și făcându-se efectiv un ninja nemuritor. Orochimaru în încercarea de a-l ucide pe Jiraiya. Da, în caz că nu știți, this happened. Înainte de trădarea sa față de frunză, Orochimaru a servit Konoha în timpul războaielor împotriva celorlalte națiuni mari. Cei trei sanini s-au trezit asediați din toate părțile de ninja. Orochimaru a insistat că nu vor putea scăpa cu Jiraiya rănit și a încercat să-l omoare din milă. Cu toate acestea, Tsunade a intervenit punându-se între șarpe și prietenul ei. Dacă n-ar fi fost curajul ei, el l-ar fi ucis pe marele înțelept și pe unul dintre cei mai buni luptători ai frunzei și na. Îți dai seama că Jiraiya l-a cărat grav pe Naruto, dacă șarpe-miu de Orochimaru îi făcea manevră. Iar apoi Danzo comandă asasinarea lui Hiruzen. Nemulțumit de conducerea lui Sarutobi și beat de putere, Danzo a aranjat ca asasinii săi din fundație să-l atace pe al treilea Hokage în timp ce hoinărea prin pădure cu gărzile lui Ambu la ordin să-l omoare. După ce comanda a fost dată, el a început să se pregătească pentru a deveni Hokage, fără să se gândească măcar dacă a avut succes. Odată ce Hiruzen s-a întors nevătămat, a știut imediat de trădarea prietenului său. Răspunsul lui a fost unul de milă, dar a venit cu un avertisment. N-avea să primească clemența a doua oară. Totuși l-a iertat. Hiruzen și-a dat seama că Danzo era de vină și totuși l-a iertat odată, dar a zis că a doua oară nu-l mai iartă. Bine, oricum l-a omorât Sasuke după aia, dar what the fuck, bro? A încercat să te omoare, zic să arunci șarpele din sat. Vorbind de șerpi, Orochimaru, omorându-l pe al treilea Hokage, cineva care chiar a reușit. Orochimaru a aranjat moartea lui Hiruzen în cel mai barbar mod posibil, a manipulat o altă națiune pentru a lupta cu Konoha, i-a pângărit pe cei mai buni prieteni al lui Sarutobi și i-a întors împotriva lui, inclusiv pe omul care l-a numit Hokage. El și-a etalat jutsul imoral, arătându-i cum că a eșuat ca mentor. Hiruzen nu ar muri fără sens, era dispus să-și sacrifice sufletul pentru a-și lua fostul elev cu el, deși a reușit doar să-i schilodeze brațele. Poate că n-a fost rezultatul pe care l-a căutat, dar actul său final de sfidare l-a împiedicat pe acest șarpe sinistru să distrugă complet Konoha. Știți ce mi se pare dubios? Că Hiruzen a reușit să folosească Death Reaper Seal cu clone. Nu știu, asta a fost o scăpare a lui Kishimoto. Nu mi se pare ok că dacă îl puteai face cu clone, nu mai ai niciun risc. Îl făceai cu clonele și nu mai mureai tu. Că știți că pe ceilalți doi Hokage, pe primul și pe al doilea, i-a sigilat cu două clone. Păi, învățați-l pe Naruto să facă jutsul ăsta, că el are 10.000 de clone. What the fuck? Alo, Hiruzen? Explain this. Sau cine știe, clonele lui erau mai șmechere, dar nu și-a împărțit el sufletul în 3 suflete, mai dă-l măsa și pe Hiruzen. Era el cel mai maxat și știa toate juturile, dar what the fuck? Șmecher. Bă, Hiruzen chiar era șmecher. Cam atât cu clipul ăsta. Nu uitați să băgați un like, că sunt foarte importante. Like-urile ne cară grav, că apărăm la recomandate la oameni care n-au mai văzut clipurile, dar cine știe? Nu știi niciodată când dă click acolo și se uită. Să lăsați comentariile voastre despre cine credeți voi că e mai sinistru și mai dubios și mai rău. Mi se pare că Danzo a făcut mai multe măceluri decât Orochimaru ăsta. Iar până data viitoare să aveți o zi incredibil de bună, spre apogeu absolut, cea mai zi bună cu soare și cu semințe și bere. Și, bineînțeles, de audeu.